ai părinții sunt cei ce ne mai iartă. Numai părinții, preasfinte flori de dor. Numai părinții sunt... Bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Noi suntem de la compania Flock Surprize și am venit să vă bucurăm sufletele. Vă mulțumim! În primul rând pentru soția dumneavoastră, că ce împlinește o vârstă frumoasă, da? Da, așa. Uitați că în special avem așa un coșuleț frumos, cu trandafir, 65 la număr, da? Sunt pentru dumneavoastră ca să vă bucure ziua aceasta frumoasă. Bă, dar prost, ești mulțumesc! Aici aveți o tortă, ca să vă fie dulce viața dumneavoastră, cu inscripția, la cine credeți că poate să fie? Surpriză. Poate că o să nu știu ce să spun. De taxamă. De la cine? De la taxamă. Nu. Suntem în departare. Cine vă lipsește în această zi? Cine vă lipsește? Alexandru. Tot vezi, este o înscripție frumoasă. La mulți ani scumpă mamă. Da. A? Așa, poftim. Este pentru dumneavoastră. Mulțumim. Iar coșul cu fructe, că ce aveți nevoie de vitamine? Neapărat cu ambisii sau consumați, că în acest sezon aveți nevoie de ele, da? Este greu, hai să o punem jos. Așa, și șampanie ca să sărbătoriți în cinstea sănătății. Am sigur că foarte frumos. Este din departare, această surpriză este de Rusia. Este Alexandru. Care v-a transmis și un mesaj de felicitare, care mă rugați să-l recit pentru dumneavoastră. Mama m-a crescut în poale. De la leagă până la școală. Zile întregi și nopți de-a rândul, mi-a vegat somnul și gândul. M-a învățat să gânguiesc, să zic mamă, să zâmbesc. Apoi m-a învățat prin casă, primii pași, până la masă. Mamă bună, mamă dragă, te iubi o viață întreagă. La mulți ani cu sănătate, voie bună și de toate, cu drag și stimă, Rodica și Sasha. Nu v-ați așteptat, da, la astfel de surpriză din partea lor, să știți că e foarte mult regrete că n-a putut să fie în acest moment lângă dumneavoastră, dar cu inima și gândiți mereu lângă voi și așteaptă cu nerăbdare și să vă îmbrățișeze. Dați-vă că aveți posibilitatea chiar să le transmiteți acum ceva, un mic mesaj, un semn de mulțumire pentru astfel de surpriză. Mulțumim. Ca că ne nas iubiți, tak noi ei tot iubim. Как и... Chiar mulțumesc tare mult și Rodica și Alexandru. Deci ce-am făcut ea. Veniți copii la mamă și la tată, căci numai pentru voi azi mai sunt vii. Poate târziu veți reveni odată, necazurile să vă împărtășiți. Vă va întâlni portița culăcată și amintirea scumpilor părinți. Numai părinții sunt cei ce ne mai iartă. Numai părinții, preasfinte flori de dor.